Popescu, da? Care este alături de noi în continuare la Star Matinal, să ne spună ce se va întâmpla cu fiecare zodie în parte. Vă ascultăm. Bună dimineața! Mulțumesc că sunteți atât de drăguți și atenți. Vă mulțumesc tare mult! Schimbări importante. Marte intră în semnul Fecioarei și va găsi acolo Soarele. Se schimbă ceva în noi înșine. Vrem să fim mai buni, să facem lucrurile cum trebuie, ca la carte, fără cusuri. Și poate tocmai de aceea vom putea fi mânti cu ceea ce lăsăm în urmă, cu ce iese din mâinile noastre. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Începe o perioadă cu adevărat aglomerată. Se adună tot felul de lucruri sau de situații ce necesită o atenție imediată. Poate chiar prelua o parte din sarcinile unui coleg absent. În schimb, se prea poate să vă fie de mare folos în viitor calitățile pe care vi le șlefuiți acum. Taur, bună stare de spirit. Renasc speranțe, doruri și ambiții și se pare că veți trece la treabă. Veți face tot ceea ce depinde de voi pentru a urni un proiect. Vă bucurați de compania unor prieteni buni. Pune sara la cale, vă sfătuiți, obțineți poate informații importante sau o promisiune. Gemeni, familia, casa, gospodăria trec pe primul loc în perioada care urmează, fără să neglijați însă viața profesională. V-ați putea hotărâ dintr-o dată să începeți curățenia de toamnă, să faceți niște reparații sau îmbunătățiri, astfel încât să vă găsească sezonul rece cu tot confortul. Rac, vă frământați, întoarceți pe toate fețele o situație, variantele pe care le aveți la dispoziție. Nu vreți să începeți cu stângul un proiect major, o afacere poate. Pe de altă parte, dor de ducă, de liniște, de depărtări. Faceți o rezervare pentru sfârșitul de săptămână dacă v-au rămas bani după concediu. Leu, se poate să vă răzgândiți asupra unei alegeri legate de o investiție, de o cheltuială importantă. Și asta pentru că găsiți o ofertă mai convenabilă. Veți fi mult mai atenți la ingrediente, la condimente, la cantități, astfel încât să reveniți în scurt timp la silueta dorită. Fecioară, vreți să apucați taurul de coarne, să veniți cu măsuri și cu schimbări radicale, însă ar trebui să nu neglijați dorințele și preferințele celor implicați. Ambiții la cote ridicate din partea voastră și se pare că veți aborda proiecte dificile fără să așteptați prea mult sprijinul dorit sau cel care vi s-a promis. Balanță, veți putea vedea în perioada următoare cine vă este prieten cu adevărat, cine vă este alături la greu. Pe de altă parte, veți acorda timp analizei unui proiect, unui bilanț parțial și veți socoti ce anume trebuie să schimbați pentru a nu vă abate de la drumul propus. Scorpion, o perioadă agitată, încărcată, însă toată zbaterea pare că va fi cu folos. Veți găsi acei oameni cu care să vă aliați sau care să vă ofere sprijin, consultanță, încredere. Vă încearcă tot felul de emoții pe măsura obiectivelor pe care vi le-ați propus pentru perioada care urmează. Săgetător, o perioadă plină în viața voastră și veți începe să transpuneți în realitate acele proiecte de care până acum doar ați vorbit. Zile fericite în viața multora dintre săgetători. Încep să se spargă acele ghinioane, piedici care parcă i-au ținut pe loc în ultimii 2 ani. Capricorn, se pare că ați depășit o perioadă de așteptare, de răbdare și nu veți mai lăsa lucrurile la mâna altora, vă veți interesa voi ce și cum, veți trece la acțiune. V-ați putea hotărâ să vă înscrieți la niște cursuri chiar de nivel universitar, să adânciți niște studii, că își țintiți departe. Vărsător, faceți echilibristică cu niște bani, luați dintr-o parte și dați într-alta, dar va trebui să vă faceți niște socoteli mai amănunțite pe termen mediu. Dacă este cazul, merită să încercați o renegociere, o rescadențare sau o refinanțare mai avantajoasă. Pești, vă găsiți în fața unor propuneri neașteptate, neobișnuite, însă veți avea cu siguranță și voi un cuvânt de spus. Ar putea fi ziua mult așteptată în care s-ar pară prilejul să stați mai pe îndelete de vorbă cu acea persoană care v-a rămas în suflet în ultimele zile. Să avem o zi bună! Mulțumim! De așa să fie! Mulțumim foarte mult! Vă invităm și la...